De multe ori, cei mai obsedați dintre noi când plecăm de acasă, ne gândim mai mult la foc și la apă decât la eventualitatea unei spargeri din partea hoților. A fost perioada de vacanță, pentru unii este încă. Sunt convins că măcar o dată v-ați gândit la ce se poate întâmpla dacă ceva nu merge cu centrala termică sau cu alte acareturi de acasă înainte de a pleca. Pentru că ne place să vorbim cu cei mai buni, cei buni, am chemat specialiștii. Mircea Bolșoianu, l-ați mai văzut la emisiune, este maestru coșar. Și Cristian Simion, directorul Academiei Pro Hornar. E o meserie în toată regula și nu e suficient să știi să miroși unde pe lângă sobă ca să-ți dai cu părerea despre ce se întâmplă cu fumul, dar mai ales cu focul și cu gazele. Bună dimineața, domnule! Mircea o să ne povestească un pic despre ce trebuie să facem atunci când ne alegem centrala pe gaze și la ce să avem grijă după ce o punem în folosință. Te rog. Este important, conform legislației, la centralele care funcționează cu gaze naturale. Oprește-te, te rog, că nu ne merge la valier, o să luăm microfonul de mână, ceva s-a defectat la noi, te rog. Deci este foarte important la centralele combustibil gazos, numai cele care sunt racordate la coșul de fum, deci cele cu tiraj natural, cum le spunem noi. Da. Să îndeplinească anumite condiții. Nu se pot pune în funcțiune fără un document de la un hornar autorizat. Asta în primul rând. Hornar care trebuie să facă o verificare și curățare conform legislației și să, la final, să poată să dea beneficiarului un raport. Acum, ce înseamnă această verificare? Foarte multă lume ia în calcul numai partea de coș de fum. Dar instalația de evacuare a gazelor de ardere începe de la priza de aer. Trebuie să fie un orificiu pe unde să intre aerul pentru combustie în încăperea respectivă. Da. Da? Aerul proaspăt. Aerul proaspăt, exact. Aer proaspăt care de multe ori creează foarte, foarte mari probleme. De exemplu, în decembrie, din București, am avut vreo 7 apeluri numai pe astfel de probleme. Chiar oameni luați de către cei de la Smurd, intoxicații cu monoxid de carbon. Colegi de-ai noștri care au intervenit acolo, consultații pe imagini, foarte, foarte multe improvizații. Ce este foarte important, iarăși de știut, normativul de gaze spune foarte clar, coșurile care funcționează pe gaze naturale trebuie să fie tubate, reabilitate. Adică dacă sunt din cărămidă, da, de tipul vechi, pe interiorul coșului de fum se introduce un tub din oțel inoxidabil sau mai sunt și alte sisteme certificate care să poată să evacueze gazele de ardere în condiții de siguranță peste învelitoare. Deci nu e suficient să avem coșul la vechi al blocului dacă ne punem centrala pe gaze. Nu este suficient și ce este iarăși foarte important, pentru că foarte mulți oameni ne întreabă, domne, vii după 20 de ani să-mi spui că acest coș de fum nu mai este ok. Da, o sobă care avea 5-7 kW putere, acum avem o centrală care are poate de 5-7 ori mai mult, evident că și presiunea și regimul de lucru este altul, mult mai mare. Da. Suntem tradiționaliști noi românii și nu ne ferim până nu simțim că ne-a ajuns cuțitul la os sau vedem la altul. Cristian, ne va vorbi un pic despre ce înseamnă soba cu lemne. Ai zice, dacă stai și te uiți la televizorul vârful patului și nu ești o persoană umblată, că noi nu prea avem românii sobe cu lemne sau peleți, dar practica arată cu totul și altfel. Sunt alte, sunt multe. Soba cu lemne în momentul de față are formă de centrală termică pe lemne. Și dacă soba bunicii pe lemne avea o putere, cum zicea Mircea, de 2, 3, 5 kW, în momentul de față avem case în care avem centrale și de 100 de kW. Și de acolo vine de obicei întrebarea beneficiarului. Zice, păi hornul mi-a fost bun, acum de ce nu mai e bun? De ce nu? De aia, pentru că gazele de ardere pe care le scotea soba bunicii, da, aveau o anume temperatură destul de ridicată, iar gazele de ardere pe care centralele actuale le scot pe lemne sunt cu o temperatură foarte scăzută. De ce? Pentru că tendința este de a prinde, de a acapara toată temperatura din gazele de ardere și de a duce-o în casă. De asta tot românul, când se uită să-și cumpere o centrală, un criteriu de bază este randamentul centralei. 95%. Bun. Aia înseamnă că doar 5% din, teoretic, doar 5% din căldura, din fum, mai iese pe horn afară. Și acum să mergem la coș. Dacă temperatura pe coș e mai mică, înseamnă că... În cazul lemnelor avem un parametru care ne spune așa, că la 65 de grade Celsius fumul condensează. Adică apa din fum condensează.
În momentul în care lemnele ard, ele întâi, de fapt, în ghilimele, fierb, adică apa din lemne se evaporă, da, apoi se produce acea piroliză în care din lemne se degajă niște gaze, care acele gaze ard. Okay. Gazele respective încălzesc lemnul înapoi și în felul ăsta se perpetuează, să zic așa, arderea. Okay. Respectivii vapori din fum, în momentul în care pe traseul hornului ajung la cele 65 de grade Celsius, în horn va ploua și se va produce acel gudron care seamănă cu smoala pe care noi o știm de pe vremuri. Da, și te și întrebi, oare nu merge bine soba de am chestia asta pe horn? Deci acest gudron este una dintre principalele cauze de incendii. Pentru că el obturează în totalitate. Clientul casnic trebuie să știe că așa cum atunci când copilului nostru vedem că îi apar anumite, în ghilimele, secreții nazale, îl ducem la doctor, la fel în cazul unei centrale pe lemne, în momentul în care apare condensat sau gudron, adică curge apă din horn, sau vedem acea smoală în horn, trebuie să chemăm coșarul pentru că e bolnavă. Ok. Și dacă e bolnavă, trebuie să o facem bine ca să ne continuăm relația bună. Ați adus cu voi tot felul de scule. În filme și în desene animate, coșarul are doar celebra perie pe umăr, dar a evoluat tehnica și n-ar avea cum să nu evoluăm și noi. Hai să le luăm pe rând. Mircea, ce e treaba asta? Deci și hornarii din România lucrează profesional, lucrează cu unelte și scule de ultimă generație. Este un sistem de curățare mecanizată care îndeplinește inclusiv condițiile cerute de producătorii de sisteme de coșuri de fum profesionale. Da. Ca să întreții astfel de echipamente, trebuie să îndeplinești anumite condiții, anumite proceduri de lucru. Asta este o perie mecanizată. Este o perie mecanizată, da, o să-l rog pe Cristi să o acționeze. Da, de diferite turații. De diferite lungi. Exact, foarte flexibilă. Pentru emisiune am adus numai partea aceasta demonstrativă. Sunt și perii cu lanț, sunt perii care se folosesc pentru deblocarea cuiburilor de păsări, pentru gudronul umed și, bineînțeles, la final, ca toată intervenția să fie completă și documentată, așa cum ne spune de fapt legiuitorul, este partea de videoinspecție, să putem să vedem. Videoinspecția. Avem o cameră acolo, vă rog să ne explicați mai multe. Camera se pune în vârful ustensilei, da? Și aici pe, uite, să zicem că eu sunt în coș. Sunt eu, gândacul de coș. Camera verifică pe bune lucruri care acum mult timp nu se puteau rezolva pentru că nu exista atât de multă tehnică, se mergea mai mult empiric. Ce ar trebui să știe cetățeanul când se duce la magazin și își cumpără centrala? Ea vine într-o cutie, nu e atașată la ea persoana care să o monteze, nu știm ce fișe ar trebui să aibă ea, noi știm că ne-am luat o cutie cu o centrală. Ce trebuie să știm în plus? Aici este o mare problemă în România. Se fac foarte multe instalații de încălzire centrală, în special pe combustibil solid, care nu au un bilanț termic, adică nu s-au făcut niște calcule. După aceea, ce este important, chiar dacă luăm dintr-un magazin de bricolaj, este important să facă montajul un instalator autorizat ISCIR. Ok. De ce spun lucrurile astea? Pentru că de foarte multe ori într-un dialog cu acei instalatori și ca să-mi dau seama cu cine discut, încep foarte simplu. Care este baza? Ce înseamnă I13-le? Știe? Este vorba de normativul de încălziri centrale. Vorbim tehnic, pur asta tehnic, trebuie să știe doar instalator. Practic de aici pleacă totul, pentru că înseamnă că acel om nu știe, practic, că trebuie să o pună în funcțiune în anumite condiții, trebuie să țină cont de anumite lucruri. Nu este domeniul nostru 100%, este partea ISCIR-ului. Problema este că atunci când intervenim noi, hornarii autorizați, ASFOC, în situația noastră, prezint totul ca un ansamblu, adică de la priza de aer, reglajele care sunt la cazanul cu combustibil solid, partea de racordare la coșul de fum, partea de ce ne spune legiuitorul pe distanțele față de elementele combustibile, o altă cauză importantă la incendiile pe care le vedem dimineața la știri,
și coșul de fum efectiv. Bineînțeles, mai apare combustibilul să fie de bună calitate. E bine ca înainte de a începe sezonul rece, nu acum la finalul lui, să dăm un telefon și să-i chemăm pe Don. Să știți că ei lucrează și în august. Pot veni să arunce o privire la coș, astfel încât atunci când începem să punem lemne pe foc, între ghilimele, să fie bine. Vă mulțumesc mult că ați venit. Dacă îmi permiți o completare, Dani, recomandarea noastră a profesioniștilor este să chemați hornarul când se iese din sezonul rece. De ce? Pentru că se poate face o curățare corectă și verificare. Da, și ai o plajă de chiar 90 de zile până când se intră din nou în sezonul rece și poți aduci instalația de evacuare, coșul de fum, în niște parametri corecți și îndeplină siguranță. Ai timp de reparații, exact, dacă ar fi cazul. Bun, atunci hai să facem așa, hai să sunăm coșarul și după sezonul rece și imediat când vine frigul, pentru că e bine să dormi liniștiți. Pui lemne pe foc, e bine să dormi liniștiți.